Zilele trecute, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, împreună cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, au organizat și desfășurat acțiuni pentru combaterea delictelor silvice pe raza județului Vâlcea, verificând modul în care este respectată legislația în domeniu de către operatorii economici cu prilejul desfășurării operațiunilor de tăiere, transport, deținere, prelucrare și comercializare a materialelor lemnoase. În urma unui control efectuat la o societate comercială cu sediul social în județul Argeș și punct de lucru în comuna Nicolae Bălcescu din județul Vâlcea, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Biroul Combaterea Delictelor Silvice au constatat o serie de nereguli, astfel că, după inventarierea materialului lemnos deținut de societate la punctul de lucru și compararea stocurilor faptice cu cele scriptice ale societății în cauză, polițiștii au constatat diferențe de stocuri de 283,12 metri cub de material lemnos, diverse specii și sortimente în valoare de 51.316 lei. Societatea comercială a fost sancționată contravențional cu amenzi în valoare totală de 15.000 lei, din totodată confiscată valoric cantitatea de 283,12 metri cub de material lemnos.